Am postat acum câteva zile pe comunitate aici pe YouTube un mesaj prin care am anunțat care a fost cea mai ieftină asigurare pe care am vândut-o în ziua respectivă și a fost undeva la 500 de lei și am primit un comentariu de genul este mult mai rentabil la acest preț să mergi fără asigurare aceea și era vorba de 500 ceva de lei pe an care înseamnă aproape 50 de lei pe lună ceea ce m-a lăsat un pic șocat că cineva ar putea să gândească că o asigurare care RCA este scumpă la banii ăștia pe lună Sper să nu primesc foarte mult hate la acest videoclip pentru că este pur și simplu o părere personală. De când activez eu în piața asta de asigurări de peste 14 ani de zile, întotdeauna RCA-ul a fost vedeta pieței de asigurări. Dar în ultima perioadă, în ultimii 6-7 ani, cam de când a dispărut de pe piață societatea de asigurări Astra și Carpatica, au început anumiți clienți, nu toți, să spună că la ce s a scumpit asigurări, asigurare RCA, domne, dar e scumpă, domne, dar nu mi permit, domne, dar cât mai cresc asigurările astea, cumva să reclame creșterea prețurilor la asigurările RCA. Vreau să îmi dau și eu cu părerea personală, că și eu sunt client și eu am asigurări RCA și pe persoană fizică, dar și pe persoană juridică. Când mă refer aici la prețul asigurărilor, mă refer la asigurările pentru persoane fizice. Nu vorbim de asigurările RCA pentru taxi, pentru bolt, pentru pentru Uber, pentru transport persoane, pentru școli de șoferi, pentru transportatori, pentru camioane, pentru autoutilitare și așa mai departe. Pot să vă spun că văd sute de tarife pe zi pentru că noi la Ritter emitem sute de asigurări RCA pe zi și pot să vă spun așa ca o vedere de ansamblu că în afară de câteva situații zilnice din cele câteva sute pe care le emitem, prețurile la asigurări nu sunt atât de mari, cel puțin asta este părerea mea, adică am văzut asigurări RCA pe 12 luni pentru o Dacia Logan cu proprietari din județul Ialomița, născut în 1979 cu clasa de bonus malus B8 și avea un tarif de 500 și ceva de lei pe 12 luni. Asta înseamnă că pe lună ar veni undeva la 50 de lei, adică nu știu cum să vă zic, dar 50 de lei pe lună ce înseamnă? Două pachete de țigări? Da, într-adevăr, sunt și asigurări RCA care depășesc 1000 de lei, care depășesc 2000 de lei, dar și acelea ar însemna între 100 și 200 de lei pe lună. Nu pot să cred eu că dacă ți-ai luat un BMW, dacă ți-ai luat un Mercedes, dacă ți-ai luat, nu știu, o mașină de peste 10.000 de euro, nu îți permiți să achiți acest preț la asigurarea RCA, având în vedere protecția pe care ți-o oferă această poliță și limitele de răspundere care stau în spatele acestei polițe. Vreau să vă spun că acum, cred că 2 ani de zile, am avut un client care avea o poliță de asigurare RCA și a lovit un pieton pe trecerea de pietoni. Despăgubirea pentru vătămări a fost de aproape 4 milioane de lei. Gândiți-vă ce ar fi însemnat dacă persoana respectivă, șoferul respectiv, nu avea asigurare RCA și dacă întreg acest sistem de polițe RCA nu ar fi existat, ce s-ar fi întâmplat cu astfel de despăgubire? Societatea de asigurare a plătit acei 4 milioane de lei și a încasat pe asigurarea RCA 1000, 2000, 3000 de lei, să spunem, da? Adică gândiți-vă cât de mari sunt aceste limite și ce protecție mare aveți pentru aceste câteva mii de lei. Adică este o poliță foarte importantă din punctul meu de vedere și lumea nu o vede așa, lumea nu o percepe așa ca o protecție personală. Pur și simplu foarte mulți șoferi, nu toți, într-adevăr, sunt anumiți șoferi care înțeleg importanța acest Polițe, care susțin că, domne, pentru mine asigurarea RCA este ca o taxă. Pe mine nu mă interesează. Eu vreau să plătesc cât mai puțin. Cei care comentează în general și spun că asigurarea RCA este extraordinar de scumpă în România sunt acei șoferi care pur și simplu nu se uită la toate aceste costuri, se uită doar la mașină, să-și pună câteva opțiuni, să-și cumpere o mașină rulată, pentru că de obicei aceștia sunt care spun că asigurarea RCA este scumpă și cumva o raportează în general la prețurile asigurărilor RCA care au fost în trecut. Asta nu înseamnă că dacă în trecut au existat foarte multe situații când prețurile la asigurările RCA erau foarte, foarte ieftine, acela era prețul corect. Nu, prețul corect este stabilit din mult mai multe criterii și prețul fiecarei asigurări RCA are foarte multe calcule și analize în spate. Vă dau alt exemplu. Acum câteva luni de zile m-a lovit o tânără șoferiță care nu știu dacă avea permis de câteva luni de zile, un an de zile să zicem, m-a lovit în spate, mi-a avariat bara de la Tesla și avea o asigurare cea pe care plătise până în 1000 de lei pentru că mașina era pe numele tatălui și avea un preț mult mai mic decât ar fi avut dacă era mașina pe numele ei care era mult mai tânără. Paguba, am văzut solicitarea de despăgubire de la service, era de 6000 de lei. Gândiți-vă că societatea respectivă de asigurări a plătit 6000 de lei și a încasat până într-o mie de lei pe polița respectivă. Deci versus despăgubiri, asigurările RCA sunt foarte ieftine. Desigur, există și situații, și eu sunt în situația asta, în care nu ai un accident de ani de zile, nu ai avut niciun accident, ai clasa de bonus, malus B8 și ți-a crescut prețul față de anul trecut. Toate se scumpesc, nu doar asigurările RCA. Deci tu nu poți să ai preț la asigurarea RCA mai mic decât aveai acum câțiva ani de zile. Plus că să vă mai spun ceva, Acum câțiva ani de zile aveai de la niște furnizori de asigurări, de la niște societăți de asigurări care nu mai există. Nu poți să compari furnizorii de asigurări cea, societățile de asigurări cea de acum cu alte societăți care nu mai există. Acest lucru este valabil la absolut orice produs și la absolut orice serviciu. În momentul în care iese unul din piață, trebuie să te îndrepti la ceilalți jucători din piață și nu poți să duci la jucătorul X să-i spui, domne, dar știi, eu aveam la competiția ta un alt preț, pentru că na, fiecare are anumite socoteli, fiecare are anumite calcule în spate și este o altă companie și haideți să vă dau niște exemple concrete de tarife la polițe RCA pe care le-au emis astăzi colegii mei, ca să vedeți că nu sunt atât de mari pe cât anumiți șoferi le reclamă. Tarifele pe care vi le spun eu sunt pe 12 luni, pentru că pe 12 luni sunt cele mai bune oferte. 728 de lei, 1168, 1314 1358, 1409 1660 iar la un camion da, care este cea mai scumpă ca să nu vă mai duc pe linie, este 9000 de lei gândiți-vă ce risc mare de producerea unui accident are un camion, cât de mulți kilometri circulă camionul respectiv adică și 9000 de lei pentru un camion, din punctul meu de vedere, pentru o astfel de societate înseamnă 800 de lei pe lună gândiți-vă că în medie, în acest moment pentru persoane fizice și când vă spun persoane fizice, ce v-am citit acum sunt persoane fizice din București, unde prețurile sunt mai mari decât în anumite județe din țară, da? Sunt undeva la, nu știu, 100-200 de lei pe lună. Da, într-adevăr, este o sumă mai mare pe care trebuie să o avansezi în momentul în care trebuie să-ți faci asigurarea, pentru că ți-o faci pe 12 luni și ai de achitat tot prețul asigurării RCA practic în avans, la încheierea poliției. Și mai sunt anumite situații când cei care spun, domne, sunt scumpe asigurările, sunt acei șoferi care au mai multe mașini și evident nu pot circula cu toate deodată și pentru ei creșterea prețurilor la asigurările RCA a devenit o problemă deoarece ei se gândeau că dacă au, nu știu, patru mașini și asigurările RCA până acum ceva timp erau destul de ieftine, le pot păstra acolo în curte, în garaj, în fața casei, pot circula cu ele, nu știu, o lună de zile pe an și în momentul acesta când ei au mașinile respective și nu circulă cu ele și asigurările RCA susțin ei că sunt un pic mai scumpe și nu rentează, din punctul meu de vedere, ar trebui să se gândească de două ori în momentul în care au niște mașini pe care nu le folosesc și ar trebui să-și ia în considerare foarte în detaliu toate aceste costuri de asigurare RCA IT pe Anvelo, pe revizii, etc. Nu vreți să știți cât de scumpe sunt asigurările RCA prin Europa, prin străinătate și să știți că piesele au același preț în momentul în care produci un eveniment. Costurile din România legate de acest subiect ușor, ușor se aliniază cu cele din Europa de Vest și Europa Centrală. Adică asigurările RCA la noi din acest punct de vedere cred eu că încă sunt mai mici ca cele din Europa. Aici o să fie mai mulți oameni care o să spună că, domne dar știi că asigurarea RCA poate fi scumpă și din punct de vedere al Salariului minim, mediu pe economie. Ideea este că, într-adevăr, așa este, dar și în străinătate să știți că persoanele care nu știu, au astfel de venituri, nu folosesc mașinile pentru că știu că există toate aceste costuri în spatele unei mașini și folosesc transportul în comun în marile orașe sau se combină mai mulți la o mașină și plătesc toți la mașina respectivă în momentul în care pleacă la muncă sau pleacă în concediu. Adică, se fac diverse artificii pentru a se reduce astfel de costuri. Aștept și părerea voastră și să ne vedem cu bine în următorul video. La revedere!